Municipiul Sebeș va acorda titlul de cetățean de onoare doamnei Dorli Blaga, fica marelui poet și filozof Lucian Blaga, în cadrul ceremoniei festive care va avea loc joi 17 august 2017, cu prilejul deschiderii oficiale a zilelor municipiului Sebeș. Evenimentul festiv va fi găzduit de grădina Muzeului Municipal Ioan Raica din Sebeș, începând cu ora 19, fiind deschis publicului larg. Doamna Dorli Blaga este împuternicită prin testament de tatăl său să-i administreze opera și este deținătorul drepturilor de autor asupra operei lui Lucian Blaga, ea implicându-se în special în perioada de după 1990 în munca de recuperare și valorificare a operei poetului. Ana Dorica Bugnariu, cunoscută multora dintre noi ca Dorli Blaga, și-a dedicat întreaga viață administrării și valorificării patrimoniului filosofic, literal și teatral lăsat de tatăl său și-a orientat eforturile în sensul editării și publicării monumentalei opere a părintelui său, care la dispariția prematură a marelui filozof era împrăștiată prin biblioteci și arhive. Doamna Dorli Blaga este autoarea volumului de memorii intitulat Tatăl meu Lucian Blaga. De asemenea, a desfășurat o prodigioasă activitate științifică relevabilă în articolele publicate în revistele de specialitate. Pentru toate eforturile constante de recuperare și conservare a operei tatălui său, care a pus acest spațiu pe harta culturală, și universală, titlul de cetățean de onoare al municipiului Sebeș este o recunoaștere oficială a acestor merite. Consiliul local al municipiului Sebeș, întrunit în ședință extraordinară în data de 7 august 2017, a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre propus de consilierul local Nicolae Moga.